din articol. Nicolae Botgros, celebrul dirijor de peste Prut, este într-o relație cu Anișoara Dabija, relație care a început încă din timpul în care artistul era căsătorit cu regretata Lidia Bejenaru. Renumitul dirijor are doi copii, pe Corneliu Botgros, în vârstă de 45 de ani, cu prima soție, iar actuala lui parteneră de viață l-a mai făcut tată încă o dată, în aprilie 2018, după ce i-a dăruit o fetiță care acum are 3 ani. Corneliu Botgros și-a cunoscut surioara vitregă, iar acum face declarații despre moartea mamei sale, dar și despre relația tatălui său cu Anișoara Dabija. Corneliu Botgros, și noi ne întrebam de ce a murit. Lidia Bejenaru s-a stins din viață în urmă cu 3 luni, mai exact pe 26 iulie 2021, la 68 de ani. A murit cu o durere în suflet, știind că soțul ei iubește deja o altă femeie și are o familie cu ea. Nici până în ziua de astăzi familia nu a aflat care este cauza morții acesteia, iar Corneliu Botgros, fiul acesteia, spune că este foarte greu să se împace cu gândul că mama lui nu mai este. Asta aș vrea să înțeleg și eu, nu pot să confirm că asta a fost cauza morții, ea, pur și simplu, nu s-a trezit din cea de-a treia operație. Și noi ne întrebăm de ce a murit, nu știu. Virgulă a declarat Corneliu Botgros, potrivit starpopularo. Citeste si, o cersetoare romancă a fost reținută de politistii americani. Când au început să o controleze, au avut un soc. Ce ascundea femeia în buzunar? Corneliu Botgros, mesaj pentru Anișoara Dabija, se unt lucruri care se pot spune în public. Altele nu. Lidia Bejenaru a trecut prin momente destul de delicate în ultima parte a vieții, căci nu se lupta doar cu o afecțiune grea, ci și cu gândul că soțul ei, Nicolae Botgros, cu care era căsătorită de circa 50 de ani, începuse o relație extraconjugală cu Anișoara Dabija, o artistă cu 27 de ani mai mică decât el. Corneliu Botgros spune că toată familia a fost afectată după ce s-a aflat despre relația celor doi și poate că ar fi fost mai bine ca amanta tatălui său să nu-și afișeze fericirea în mod public. Citeste si, Nicolae Botgros, decizie neașteptată după moartea soției sale. Ce se întâmplă cu acesta? Am decis ca, ce ține de declarațiile făcute de Ana Dabija, ele ne-au afectat, poate, moral. Și nu doar pe mama, ci și pe mine. Probabil, nu trebuia să spună asta. Este o vorbă, fericirea nu se afișează. Din moment ce afișezi, probabil nu ești fericită. Nu i-am reproșat, dar probabil am să o fac. Nu în nume de rău, sunt lucruri care se pot spune în public, altele nu. Din punct de vedere etic nu era corect, părerea mea, nu că ea și interzice, n-am niciun drept, virgulă a mai declarat fiul lui Nicolae Botgros. Cum a fost prima întâlnire cu sora lui mai mică, încă nu simt apropierea asta, prudenia, e complicat. Corneliu Botgros spune că s-a întâlnit cu sora lui mai mică de 2 ori până acum, însă nu simte că ar fi rudă cu ea, căci situația este destul de controversată. Totuși, susține că sora lui este un motiv de bucurie și îi trebuie doar timp pentru a se obișnui cu ideea. Citeste si, Nicolae Botgros, îngenunchiat de durere. La 2 luni de la moartea soției, toți îmi spun maestre, fii tare, fii puternic, virgule, dar puterea mea astăzi zace în pământ, am vizitat-o de 2 ori. Acum 2 ani și vreo jumătate de an în urmă. Deocamdată. A fost emoționant, dar încă nu simt apropierea asta, prudenia, e complicat. Cred că e nevoie de timp ca ceea ce s-a întâmplat să se asimileze în mine și să pot trăi această bucurie, să zicem.
că este o bucurie, deocamdată nu se întâmplă asta, cu timpul poate ne vom apropia. A fost o stare confuză, nu știam cum să reacționez. E nevoie de timp să mă adaptez, indiferent ce s-a întâmplat, eu nu pot judeca pe nimeni. Că tata a făcut acest lucru public și a recunoscut, e un act de bărbăție, un lucru omenesc, virgulă, a mai spus acesta pentru sursa citată anterior, distribuie pe Adblock Test.